Prea părinți și frați, iubiți credincioși, am ascultat acum cuvântul Sfântului Ioan Gure de Aur. A spus Sfântul și aceasta, gustați toți din ospățul credinței, împărtășiți-vă toți din bogăția bunătății. Suntem cu darul lui Dumnezeu, în această noapte Sfântă și Mântuitoare și v-ați țelit fiecare dintre dumneavoastră a venit către Casa Lui Dumnezeu, a venit și a vă sălășlui aici împreună cu noi și ați luat fiecare dintre dumneavoastră în mâini câte o lumânare și la vremea potrivită ați aprins lumină din lumină. Ați aprins lumină din lumina lui Hristos. Ați aprins lumină din acea lumină pe care Hristos Domnul ne-o trimite an de an. Și anul acesta, prin purtare de grijă a Sfintei Patriarhii, a ajuns lumina Sfântă la noi. Așa după cum prea bine știți. Căci în ziua de astăzi ușor este cu tehnica aceasta care ne stă la îndemână a cunoaște și a auzi până chiar și momentul în care a venit Sfânta Lumină la Ierusalim. Dacă e vreunul care nu știe, la ora 14 și 21 de minute, Sfânta Lumină s-a aprins la mormântul Domnului. Și de acolo a fost adusă și am luat fiecare dintre noi, a fost adusă și împărțită în întreaga țară și a ajuns și la noi, înainte de ora 23, și mulțumim celor care s-au ostenit și Dumnezeu să-i binecuvinteze și să-i trimită dea sănătate și putere a celor care au contribuit și au făcut ca să ajungă Lumina Sfântă la noi. Am zis Lumină din Lumină. Și pe Sfântul Ioan, gură de aur, l-am auzit spunând: Gustați și vedeți! Gustați toți din ospățul credinței. Avem o credință! Avem o credință sfântă și dreaptă! Și sărbăm în această noapte sfântă mântuitoare învierea lui Hristos. El, Hristos, Domnul, este Domn și Stăpân peste cei vii și peste cei morți. O știm? O cunoaștem? Oare e vreunul care să nu aibă în casa lui Sfânta Scriptură? Oare e unul care să nu fi citit scrierile, evangelile și scrierile Sfântului Apostol Pavel? Dacă e unul Siliți-vă, dragii mei, veți găsi acolo viață, veți găsi acolo cuvânt mângâietor. În scrierile Sfântului Apostol Pavel, în capitolul 15 de la Corinteni 1, unde vorbește despre învierea lui Hristos și învierea noastră, cea de obște, ne-l prezintă pe Hristos ca Domn și Stăpân peste cei vii și peste cei morți. Și îi spune și cum vom învia, cum va fi învierea cea din morți, a noastră a tuturor, și a mea și a ta, a celuia care mă asculți. Deci a noastră a fiecăruia și a părinților noștri care s-au dus, a buneilor noștri, a celor care au plecat din această viață. Poate ați văzut acolo morminte, doar numai puțină tățărână și câteva oase se vor întraripa acelea la cea de-a doua venire a Lui Hristos. Dar nu vor mai fi trupuri stricăcioase ca aceste de acum. Nu vor mai avea nevoie de cade, rană, de îmbrăcăminte, ci vor fi trupuri cu totul duhovnicești. Așa învață Sfântul Apostol Pavel și așa credem și ne adăjduim, pentru că noi toți avem un Dumnezeu și crezând în El, vom învia. Pentru că El este nădejdea și speranța noastră. Cât de frumos este omul care crede în Dumnezeu. Să ne recunoaștem fiecare dintre noi. Să ne privim chipul pe care îl avem în această noapte sfântă mântuitoare. Unii mai veseli, unii gustăm bucuria. Unii nu prea gustă bucuria, unii s-au silit, unii mai puțin s-au silit. Bucuria e pricina silinței. Bucuria vine pe măsura silinței. Bucuria vine pe măsura în care fiecare dintre noi s-a silit să fie mai bun. Și cât de bine este când omul se silește să fie mai bun. El, Hristos, Domnul este totul pentru noi. El zi s-a făcut nouă și tată, și mamă, și frate. Și vă amintiți? În joia cea mare, cum Hristos Domnul a spălat picioarele ucenicilor, dar s-a mulțumit Domnul numai cu atât? Nu s-a mulțumit, ci a mers, a dat și trupul său sub chipul pâinii și a vinului. Și-l avem. Și în această noapte Sfântă Mântuitoare, mulți dintre dumneavoastră o veți împărtăși cu trupul și sângele Lui spre hrană și spre viață veșnică. Unii ați făcut-o până acum și bine ați făcut. Și aceasta încă nu este totul cât a făcut Domnul pentru noi, căci El rămâne întru noi și dă sens vieții noastre de ia chip în lăuntrul nostru, cum spunea Apostolul Pavel, mă rog și mă silesc, zice el, ca Hristos să ia chip în lăuntrul vostru. Și toată strădania bisericii de 2000 de ani nu este alta decât aceea ca Hristos să ia chip în sufletele acelora care cred. Și avem atâta nori de mărturii de intrăm într-o biserică, vedem chipurile sfinților zugrăvite pe pereți. Acei sfinți nu sunt altceva decât niște martori ai învierii lui Hristos. Sunt niște martori că și noi vom învia, că trupul acesta, dacă este stricăcios, va trece și va învia. Așa cum am auzit în cuvântul pastoral, spunându-se despre nimbul de lumină ce este azugrăvit în icoanele noastre sfinte ortodoxe. Nimbul acela de lumină arată slava de care s-a învrednicit cel ce l-a slujit și cel ce s-a apropiat. Acel nim de lumină trebuie să stăpânească și sufletele și pe noi, pe toți, și să nu fie aceasta ca o spusă a Părintelui de la putna în noaptea aceasta, așa ca să ne mângâie pe noi. Nu, dragii mei, este un scop și o țintă a vieții noastre. Binele făptuit de noi atrage după sine lumina din interior, atrage după sine lumina lui Hristos și El, Hristos, rămâne cu noi. Și, Doamne, când îl avem pe El, avem de toate. Ce ne lipsește? când îl avem pe Hristos, absolut nimic. Și o bucată de pâine, dacă o am doar numai pe masă, îmi este spre mulțumire și știu să-i mulțumesc și știu să mă bucur. Căci El este bucuria și nădejdea mea. În noi, în fiecare dintre noi, dragii mei, este sădită sămânța vieții veșnice absolut în fiecare dintre noi, prin chipul lui Hristos care este în noi, este sădită această sămânță a vieții veșnice. Și prin aceasta ne face împărtaș la viața aceea de dincolo pe care ne silim fiecare dintre noi ca să ne împărtășim de ea. Fiecare dintre noi are sădit în interiorul său un dor, dorul de mai bine. Dacă e să ne privim și să ne uităm în elăuntrul nostru, vedem că răul pe care îl săvârșim, ne vine greu să-l mărturisim. Și ne este, e un lucru urât și vrem să scăpăm de el. E bine, dar dorul după Dumnezeu, dorul după Hristos, Dorul după bine, după frumos, acela niciodată nu încetează în interiorul nostru. De aceea răul este limitat și răul trebuie oprit. Iar fiecare dintre noi, venind și ținând în mâini lumina aceasta ce o avem, de la învierea lui Hristos, este semn că ne silim să fim mai buni și că-L dorim pe El, pe Hristos, să fie înăuntrul nostru. Dorim ca viața noastră să fie senină, să fie pașnică, să fie plină de iubire, de dragoste, de iubirea Lui Hristos. Dar pentru aceasta trebuie să fim în biserică. Și a fi în biserică este lucrul cel mai important. Să fie în casa Lui Dumnezeu. Biserica, dragii mei, nu mai este numai, nu e numai a slujitorilor, ce absolut noi toți, uitați noi toți aici, care suntem acum adunați, formăm Biserica Lui Hristos, cea tainică, cea nevăzută, căci același cuget și aceea simțire ne unește pe fiecare dintre noi. Și Sfinții, de care am amintit și de care s-a vorbit, sunt aceia asceții, sunt aceia care... Au experimentat viața aceea într-un Hristos. Și după lungi și îndelungate cugetări, au ales că a trăi cu Hristos și a-l avea pe Hristos este lucrul cel mai important. De aceea să nu alergăm pe alte căi, să nu ne lăsăm prinși de alte experiențe și păcate care nu fac altceva decât să ne înstrăineze. Credința ne este absolut necesară. Credința adâncă, statornică. Și a credința, este un pilon al vieții noastre celei veșnice. Și este pilon al învierii. Ce ne aduce această credință a noastră în Dumnezeu? Mai întâi o sporire în iubire, în raport cu oamenii, dar și cu Dumnezeu. Deci credința aduce în noi iubirea. Căci spune Sfântul Apostol Pavel, credința este lucrătoare prin iubire. Deci iubirea este aceea care trebuie să o mulțim mereu și trebuie să facem din aproapele de cel de lângă noi aproapele cu adevărat. Să nu fie departele. Trebuie să ne apropiem la nesfârșit de Dumnezeu. Și fără a ajunge vreodată în a cunoaște pe Dumnezeu, este un lucru greu, greu de dus. Vai de acel om care nu se silește să se îndrepte spre Dumnezeu. Și trebuie să alergăm spre Dumnezeu până la atingerea cu El așa cum și cei din Vechiul Testament, dar să ne amintim de cea din tâi femeie la mormânt care a dat să se atingă de picioarele lui Isus. Așa și noi ne selim să ne atingem de El, de El Hristos, care este viața și nădejdea noastră. Orice altă căutare a noastră duce către un final care nu este bun, duce către un finit, care plictisește. Păcatul duce către un finit, care plictisește. Și oricât ar săvârși omul păcatul, ajunge la un plictis, nu-l mai poate suporta, vine o vreme când nu mai poate suporta. Așișderea și materia și toate celelalte, tot ce ce este materie și plăcere, duce către așa ceva. Dar căutarea lui Dumnezeu nu are finit. Este infinită. Mergerea din treaptă în treaptă, cum spune Apostolul și cum îl spune de acum, cum spune de acum și părinții bisericii și în mod deosebit Sfântul Grigorie, teologul, mergerea din treaptă în treaptă duce la vesela frumusețe a Raiului, la vesela frumusețe și la veselia, la bucuria tei acei atingerii Raiului. De aceea, dragii mei, să nu ne mai grăbim în această viață și să nu ne lipsim de bucurie. Căci Hristos este pacea și bucuria noastră. Să ne oprim un pic din căutările acestea pământești și să-L ascultăm pe Hristos, citind și ascultând cuvântul Său. Să-L căutăm pe Hristos, să ascultăm glasul Lui care ne-a chemat și ne cheamă mereu. Veniți la mine toți cei osteniți și eu vă voi da o să ajute Bunul Dumnezeu ca fiecare dintre noi să se să se silească pe această cale suntem Mântuitoare și să păstrăm bucuria învierii, să o naștem în casele noastre, să o ducem în casele noastre, să știm să o împărtășim și celor din jur, să fim lumină pentru cei din jur, să fim bucurie pentru cei din jur și pentru bătrâni și pentru cei ce n-au putut veni. Și la aceia să știm să le dăm din lumina credinței noastre. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca astfel petrecând să sărbăm Sfintele Sărbători în pace și în bucuria mântuirii. Vă invităm și vă poftim în aceste Sfinte Sărbători, dar și peste câteva săptămâni, în 13-14 mai, când unul din cei care s-au sfințit prin viață, cei care și cu ucenicii săi, e vorba de Sfântul Iacob Putneanul, împreună cu ucenicii săi cu vioșii Sila, Paise și Natan, vă poftim să veniți la proclamarea solemnă a canonizărilor, a sfințeniei lor, ce va să va asevârși în această sfântă mănăstire în 14 mai, în prezența Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, ce va fi așezat, adunat în jurul întâi stătătorului Părintele Patriar Daniel. Tuturor, vă dorim încă o dată pace, bucurie și sănătate și lumina Sfintei Învieri să ne fie tuturor călăuză în toate. Amin.